Oare poți să-ți accelerezi metabolismul cu anumite alimente, produse, ori prin sport ca să consumi mai multe calorii? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip mi-am propus să-ți vorbesc despre metabolism. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Dacă vrei să slăbești, poate ți-ai pus și tu această întrebare. Sau poate te-ai întrebat direct ce să iei ca metabolismul să treacă la treabă, pentru că nu procesează rapid tot ce mănânci tu. Însă metabolismul nu e doar un foc care arde alimentele, ci un sistem mult mai complex. De fapt, ce este metabolismul? Pe scurt, metabolismul reprezintă toate procesele biochimice prin care corpul transformă alimentele în energie pe care o folosește pentru îndeplinirea funcțiilor vitale, cum ar fi respirația, circulația sângelui, creșterea și refacerea celulelor, dar și alte nevoi esențiale, mișcare, procese cognitive, etc. Metabolismul poate fi considerat ca având două părți, catabolismul și anabolismul. Catabolismul reprezintă totalitatea reacțiilor prin care alimentele și băuturile sunt descompuse în forme mai simple, ceea ce duce la eliberarea de energie. De exemplu, amidonul este descompus în glucoză, proteinele sunt descompuse în aminoacizi. Organismul are nevoie de energie pentru procesele celulare și activitatea fizică de orice fel. Anabolismul include toate reacțiile prin care energia eliberată este utilizată pentru funcțiile organismului, cum ar fi dezvoltarea celulelor și țesuturilor, mineralizarea oaselor sau creșterea masei musculare. Printre hormonii anabolici se numără insulina, testosteronul, estrogenul, hormonul de creștere. Componentele metabolismului sunt următoarele. Metabolismul bazal, care reprezintă energia alocată pentru funcționarea de bază a organismului în timpul repausului absolut. Principalele organe ale corpului, creierul, ficatul, rinichi, inima, consumă aproximativ 50% din această energie. Rata metabolică bazală reprezintă cantitatea de energie de care corpul are nevoie doar pentru a-și desfășura procesele vitale. Energia folosită la descompunerea alimentelor, cunoscută și ca efectul termic al alimentelor, necesită circa 50% din totalul energetic zilnic. O altă parte a metabolismului este reprezentată de energia utilizată pentru activitatea fizică, de la menținerea posturii, mers, deplasarea brațelor, până la spor și alte mișcări complexe. Energia consumată zilnic depinde de nivelul de activitate fizică desfășurată, însă metabolismul bazal rămâne relativ constant. Este important să-ți cunoști nivelul metabolismului bazal dacă vrei să slăbești, deoarece este punctul de plecare al oricărui regim alimentar. Nu trebuie să cobori sub acest nivel cu numărul zilnic de calorii pentru a nu-ți pune în pericol sănătatea. Metabolismul bazal se poate calcula prin diferite formule, ținând cont de gen, înălțime, greutate și vârstă, sau se poate determina mai exact prin măsurători de laborator. Metoda se numește calorimetrie indirectă. Hai să vedem ce factori influențează metabolismul. Metabolismul funcționează non-stop, inclusiv când dormi, însă viteza sa variază în funcție de diferiți factori. Genetica are un cuvânt important de spus în modul în care corpul folosește energia. Unii oameni au nevoie de mai puțină energie pentru a asigura funcționarea organismului, în timp ce alții nu folosesc caloriile atât de eficient, deci au nevoie de o cantitate mai mare pentru a alimenta procesele din corp. Vârsta. Pe măsură ce îmbătrânim, metabolismul încetinește, deoarece și compoziția corporală se schimbă, iar masa musculară se reduce. Genul. În general, bărbații au un metabolism mai accelerat decât femeile. Aceasta deoarece femeile conservă energia și depozitează grăsimea mai eficient decât bărbații. Studiile sugerează că și diferențele între nivelurile unor hormoni pot juca un rol. Compoziția corporală. Masa musculară utilizează mai multă energie decât țesutul adipos, chiar și când corpul este în repaus. Greutatea. O persoană cu o greutate mai mare va utiliza mai multă energie decât una mai slabă. Hormonii. Metabolismul poate varia în funcție de hormonii tiroidieni. Dacă tiroida nu produce suficienți hormoni, metabolismul încetinește, ceea ce conduce la creștere în greutate. Temperatura. Organismul folosește o bună parte din energie pentru a menține temperatura corporală stabilă, astfel că atunci când te expui la căldură sau frig excesiv, el va trebui să lucreze mai mult, crescând metabolismul pe perioada expunerii. Dar poți să-ți accelerezi metabolismul? Metabolismul influențează cantitatea de energie pe care corpul o folosește la un moment dat. Prelucrarea energiei de către organism este dictată în mare parte de fondul genetic, dar există modalități prin care poți stimula consumul unei cantități mai mari de energie și asupra căreia ai control. Dezvoltă-ți masa musculară. Corpul va arde mai multe calorii chiar și în repaus la o masă musculară mai mare.
Pe de altă parte, tendința naturală va fi să mănânci mai mult, astfel că dacă vrei să slăbești, e bine să ții cont de creșterea apetitului. Adoptă un stil de viață activ, crește nivelul de activitate fizică zilnică, atât prin antrenamente dedicate, aerobic, ciclism, alergare, not, fotbal, basket, tenis, cât și prin mers, urcat de scări, grădinărit. Consumă un număr potrivit de calorii. Un surplus de calorii consumate te va face să câștigi în greutate, în timp ce un deficit va duce la slăbire. Poți să afli de câte calorii ai nevoie printr-o testare cardiometabolică sau poți să te bazezi pur și simplu pe senzorii naturali, foamea și sațietatea. Anumite alimente, cum ar fi cafeaua, ceaiul verde, chili, piperul negru, ghimbirul și alte condimente, pot stimula ușor metabolismul, având un efect asupra sațietății, termogenezei și arderii grăsimilor. Totuși, influența acestora este prea redusă pentru a putea slăbi fără alte schimbări în alimentație și activitatea fizică. Hai să tragem o concluzie. Este adevărat că genetica influențează modul în care slăbești sau te îngrași. Totuși, înainte de a da vina pe metabolismul leneș pentru surplusul de greutate, acționează asupra factorilor pe care îi poți controla. Poți să iei decizii mai bune cu privire la ceea ce mănânci, cât de multă mișcare faci, cum gestionezi stresul și cât de bine te odihnești. În majoritatea cazurilor, acestea sunt suficiente pentru a slăbi, fără să apelezi la alimente minune sau prafuri care stimulează metabolismul. Dacă ai nevoie să slăbești sănătos sau să te menții pe termen lung, te aștept la centrul Superfit. Până atunci, nu uita să te abonezi la canalul Superfit.